Numele meu este Mihaela Flaider și sunt președinta Asociației Casa Tuturor. Asociația Casa Tuturor a luat ființă în anul 2011 la inițiativa mea, întrucât și eu sunt persoană cu handicap vizual și mi-am dorit foarte mult să vin în sprijinul copiilor și tinerilor cu nevoi speciale. De-a lungul celor 9 ani de existență am derulat numeroase campanii, proiecte și activități care au contribuit la integrarea acestor tineri în societate și i-a pregătit pentru viața de zi cu zi. Un proiect de suflet pe care Asociația Casa Tuturor îl derulează an de an este Festivalul Integrării, un eveniment ce reușește să strângă la oaltă și copii tipici și atipici care ne încântă cu momente artistice deosebite. Un alt proiect al nostru de suflet ar fi taberele de integrare, un proiect care reușește an de an să ofere cu ajutorul sponsorilor și colaboratorilor tabere la mare copiilor cu nevoi speciale.